un bărbat nu poate evolua mai mult decât se vede pe sine însuși. Imaginea ta este foarte importantă. Dacă te găsești blocat într-o perioadă în dezvoltare personală, de obicei este când vrei să începi. Și observ că, băi, de obicei faci câteva obiceiuri foarte proaste, chiar adicții, consumi ceva substanțe, pornografie sau mănânci foarte mult, te joci jocuri video. Cam astea ar fi toate ce ai putea să faci în momentul de față, iar tu încerci să, intrând în dezvoltare personală, să scapi de ele, să te lași de ele. Însă, imaginea ta nu prea îți permite asta din cauza că tu încă te vezi ca pe un gamer, te vezi ca pe un băiat care dă laba, te vezi ca pe un binge eater, un băiat care mănâncă foarte mult, excesiv, fără să-și dea seama. Credințele tale despre tine sunt foarte importante. Ele cam alcătuiesc imaginea ta. Cum te vezi tu pe tine? Cum te vezi tu pe tine? Eu mă văd ca pe un om care continuă să învețe și să evolueze, ca un fel de antreprenor. Iar când tu te vezi în continuare ca acest video gamer, tu nu poți evolua, ai ajuns la video gamer, nu mai poți evolua mai mult, că nu te lasă. Dai cu capul. Și ca să îți schimbi această imagine de sine, poți să începi prin a face niște lucruri care nu țin de gamer. Bineînțeles, o să-ți trebuiască ceva disciplină. Însă, trebuie să începi să faci ceva acțiuni care nu le faci, pe care nu le face un gamer. Un gamer nu va merge la sală, de exemplu, nu va merge la sală, poc, nu mai ești chiar gamer. Și începi dintr-o dată să crezi că, bă, am fost la sală, un gamer nu merge la sală, eu nu sunt gamer, nu mai sunt gamer. Nu că încerci să te lași de jocuri video, nu mai ești gamer. Nu că încerci să te lași de mâncat excesiv, pur și simplu mănânci ca un om normal. Cam asta e toată treaba. Să schimb credințele despre tine, primul lucru. Schimbă credințele despre tine. Eu când am început dezvoltare personală, am decis asta, deoarece în interiorul meu voiam să pot să fac ceva, voiam să încep să fac bani pentru a-mi pensiona părinții, însă nu aveam capacitatea mentală, eram stricat de societate și nu am reușit să fac orice cu să fac ceva cu TikTok-urile în care era Andrew Tate și striga la mine. Nu am reușit să fac ceva cu el, așa că l-am găsit pe Hamza și am început să mă uit la el. M-am uitat vreo 2 luni la el fără acțiune, iar apoi am început în 1 ianuarie 2023, am zis că gata. Mi-am luat toate informațiile pe care le luasem, îmi creasem contorul de obiceiuri, aveam unul chiar aici pe perete, și am început să-l urmez, să fac o rutină, să citesc cărți și le-am început pe toate deodată, deoarece știam, eram hotărât, știam cum să le fac, eram hotărât că vreau să le fac și era timpul să trec la treabă. Eu credeam că pot să fac asta, credeam că sunt în stare dacă pun munca, pentru că am auzit de mentalitatea de evoluție, adică orice, eu mă nasc cu zero la toate. Ca într-un joc video, ești pe nivelul 0. Dar tu dacă muncești mult, vei ajunge la nivelul 100, 200, 300. Și tot așa. Stima de sine. Stima de sine sunt cam reputația ta față de tine. Cum te vezi tu pe tine? Cum te vezi tu pe tine? Adică tot imaginea ta, numai că cum te-ai numit pe tine? Să zicem, dacă te întreabă pe cineva cu ce te ocupi, tu spui, a, mă joc jocuri video, pierd vremea. Cam asta e cum te vezi tu. Dar dacă când te întreabă cineva, cu ce te ocupi? Păi, învăț, citesc cărți, mă dezvolt non-stop și lucrez la afacerea mea. E, acolo, atunci te vezi ca pe un antreprenor. Ideea este să... Ideea este să începi să faci activități de gratificare întârziată pentru a-ți crește stima de sine, deoarece stima de sine implică faptul că te iubești mai mult pe tine.
Tu când vei întârzia gratificarea prin mersul la sală, că vei munci mult pentru un corp estetic, iar apoi te vei bucura de rezultate. Vei munci mult, îți vei crea prieteni pe acolo, te vei distra și în același timp vei crea și un fizic de care ești mândru și vei întârzia gratificarea. Iar automat imaginea de sine și stima de sine crește, deoarece tu te uiți la tine din trecut cu iubire pentru faptul că, bă, băiatul ăsta a mers la sală 6 zile pe săptămână pentru mine de acum și ești mult mai recunoscător pentru tine din trecut. Chiar în jurnalul pentru recunoaștere am sfârșit prin a scrie de multe ori că sunt recunoscător pentru eu din trecut și pentru progresul meu de până acum. Imaginează-ți dacă faci gratificări instante, multe, pornografie, mănânci mult, te joci jocuri video, droguri, substanțe. Imaginează dacă le faci pe toate astea și îți dai spike la dopamină așa de sus încât baseline-ul tău coboară așa de jos încât ești eligibil pentru depresie. Pentru că asta e depresia. Este un nivel de dopamină foarte, foarte jos. Asta e toată depresia. Și ca să ieși din ea e foarte simplu. Bine, pentru mine, pentru alții nu cred că mai este simplu. Doar activități care întârzie gratificarea, care nu ți-aduc acum plăcere, ți-aduc mai încolo. Și asta îți crește baseline-ul. Nu mai fă pur și simplu gratificări instante. Asta e tot ce trebuie să faci. Gândește-te cât de mult te vei urâ pe tine de acum, dacă continui să joci jocuri video până la 20 de ani și abia atunci te oprești. Gândește-te de așa. Doar așa ca vizualizare pentru tine. Gândește-te cât de mult te vei urâ, dacă vei face asta, dacă vei mânca căcaturi, dacă te vei masturba în continuare pe pornografie, dacă nu știu, gândește-te cât de mult te vei urâ dacă faci gratificări instante. Gratificările instante sunt cele ce aduc confortul acum, însă pe viitor aduc disconfort de multe ori. Așa că ai grijă ce faci. Eu zic să treci pe gratificări întârziate. Probabil că o să ai aici niște gândiri limitate, cum că nu poți din cauza că, băi, eu sunt dependent de asta. Scoateți din cap credințele astea deoarece ele ți-ar cătuiesc imaginea de sine și doar te ții înapoi cu ele. Trebuie să-ți scoți astea din cap și să spui, bă, dacă m-am uitat la acest video, înseamnă că vreau să fac ceva nou. Așa că e timpul să mă duc să fac. Pot să încep prin, am începe să fac patul. Începe să fac curat în cameră, iar apoi să fac 10 flotări, să iau un antrenament de pe internet de abdomen sau de picioare sau de piept și să-l fac acasă. Până când o să mă duc la sală săptămâna viitoare. Și cam așa îți construiești încrederea de sine, gratificări întârziate, stima de sine și imaginea ta. Ca să treci imaginea de sine la următorul nivel, îți trebuie un scop. Scopul ți-l găsești prin a sta degeaba o grămadă de timp, să stai singur doar cu gândurile tale, uitându-te la perete cu un pix și cu o foaie de hârtie zile întregi, chiar săptămâni, și să te întrebi ce vreau să fac, care este scopul meu sau de ce fac acest lucru, că poate e lucru pe care îl face deja scopul tău, însă nu ești sigur pe tine, povestea mea. Și mă întrebam, de ce voiam să fac asta? A, păi mi-a recomandat asta, mai există și un alt motiv profund? Păi văd o grămadă de oameni slabi în jurul meu și vreau să-i ajut, vreau mai mulți prieteni pentru dezvoltarea mea personală. Am un de ce. Bun, treci la treabă. Și am trecut la treabă. E foarte simplu, dar nu ușor. Asta e ideea. E simplu, dar nu ușor. Dacă îți cunoști misiunea, nu vei mai irosi timpul cum îl irosești de obicei, vii acasă, stai și te uiți pe TikTok. Dacă ai o misiune la care să lucrezi, vii acasă și te pui pe lucru, mă. Nu vii acasă și faci orice altceva care să nu te ajute să avansezi spre scopul tău într-un fel. Deci e așa bun să ai un scop, o misiune? Deoarece, pur și simplu, totul în viața ta devine mai bun, deoarece tu ești mult mai prezent, ești mult mai iubitor față de familia ta, față de tine, deoarece tu îți trăiești esența ta masculină. Esența masculinului este să-și urmărească scopul său cel mai profund.
iar tu atunci când faci asta, ești la cel mai mare nivel pe care poate să-l aibă un bărbat. Se simte împlinit, se simte integru. Este o experiență minunată pe care am observat-o la mine, dar mai slăbuț. Mai slăbuț. Nu simt. Simt prezența. Prezența o simt total prezent. Însă integritatea asta mai slabă este. Nu înțeleg de ce. Cred că nu am depus suficientă muncă și mai ales că zilele următoare nu mai avem videouri și cred că gândurile mele au început să fie pline despre cum să găsesc videouri, că nu mai am videouri pentru săptămâna asta. Și da, probabil de aceea. Dacă mai vrei să vezi videouri de la un YouTuber neconvențional ca și mine, dă scroll mai jos, dă click pe subscribe, pe like, link în descriere cu un apel gratuit prin care te ajut să evoluezi mai repede, link serverul meu de Discord în descriere și ultimul, dar nu cel din urmă, începătorul de astăzi este maestrul de mâine.